Deci acum o să-l întrebăm, o să-i punem câteva întrebări, ca să aflăm câteva date, atât cât știe el, da, cu aproximații, bineînțeles. Să explic ceva așa cu aproximații din câte cunosc eu până acum. Aici, suntem în sala mare, în sala principală, la intrare. Poate mai are o intrare și mai încolo, nu știu, n-am mai fost. Nu mai are. Sau o ieșire, ceva. Sala mare s-a format, unde o să vedeți gaura în dreapta, în tavan, s-a format prin prăbușire, datorită infiltrațiilor de apă și coroziunii. Iar ghețarul care îl vedem aici, s-a format tot prin infiltrații, sunt un fel de stalagmite din gheață. De fapt, noi stăm acum pe o placă de gheață, o să mergem imediat un pic să intrăm în peșteră și o să se vadă grosimea plăcii de gheață, care are vreo 6,7 metri.